Târgul de la Pui înseamnă tradiție. Pentru noi e o mare plăcere să fim în mijlocul oamenilor. Aceasta este declarația pe care a făcut-o Nicolae Timiș ieri la Pui, la eveniment alături de toți meșterii populari, de comercianți, dar și de producătorii locali. Au fost și membrii Alianței Dreapta Unită care susțin astfel de activități, dar și pe cei care aleg să mai păstreze vii aceste obiceiuri. Este un târg cu tradiție de peste 50-60 de ani, este un târg recunoscut în toată țara și bineînțeles că și noi trebuie să fim prezenți între oameni pentru a putea să vedem că se păstrează tradițiile în țara Hațegului, pe Valea Străiului. Este un târg care ne aduce în acest loc pe toți cei care dorim să păstrăm tradițiile și să vedem ceea ce este autentic și românesc. Puiul înseamnă tradiție. Înseamnă tradiție care încă se păstrează în țara Hațegului și în România, de ce nu? A fi mereu printre oamenii care muncesc, sărani în primul rând, meșteșugarii care încă produc produse artizanale, este pentru noi o mare plăcere. Dacă vă uitați în târgul de la Pui, veți găsi produse din toată țara Hațegului. Ceea ce ne spune că meșteșugarii încă există, țăranii încă există și este bine pentru noi, pentru tradiția noastră românească. După cum vedeți, este foarte multă lume. Am venit și noi aici să-i salutăm pe oameni, să vorbim cu ei, să le cunoaștem problemele. Cred că am reușit și suntem aici împreună cu colegul meu Robert Mujic, domnul Timiș. Suntem o echipă puternică. Președintele PMP Hunedoara a venit la târgul de tradiție de la Pui cu cei doi nepoței ai săi care au participat pentru prima dată la un astfel de eveniment. Sunt nepoții mei și oameni de bază ai viitorului Hunedoarei. Cum se numesc? David și Rebecca. Și ați adus la târg să-i învățați ce înseamnă tradiția românească? N-au fost niciodată la un târg, e pentru prima dată când vin la așa ceva și sper să le placă. Vă place, copii? Da, le place.